Vă salut, prieteni dragi! Iată un tânăr care s-a născut într-o familie cu părinți ortodoxi, unde totdeauna lui s-a spus că Biserica Ortodoxă este unica, singura biserică adevărată. Și toate celelalte confesiuni din lumea aceasta, toate sunt erezii, sunt rătăciți că există o singură biserică și cea adevărată este Biserica Ortodoxă. Iată tânărul acesta, cu toate lucrurile care le-a aflat, le-a cunoscut el, a început să citească Biblia. Și citind Biblia, i-au apărut întrebări. El vrea să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, dar vrea să știe și cum este cu ceilalți oameni din alte confesiuni, dacă au și ei parte din Împărăția Cerurilor sau nu, sau dacă el are parte de intrare în Împărăția Cerurilor, și mi-a adresat următoarea întrebare. Dacă Domnul poruncește ucenicilor să facă ucenici, apoi să-i boteze, de la Domnul încoace. De acest lucru și poruncă s-a mers, deci, pentru a putea predica Evanghelia lui Hristos, tu trebuie să fii ucenicul unuia ce a fost botezat de alt ucenic, la rândul său, să poți face ucenici și boteza la rândul tău, corect, nu? Așa. Iar întrebarea, pertinentă, zic eu, și fără ispitire, toți cei apăruți de la Luther încoace, ai cui ucenici au fost? Cine i-a botezat să poată face asta la rândul lor? Sau ne jucăm cu porunca Domnului? Acum, eu sunt pastor baptist. Și, deci, dar să știți că eu nu sunt protestant. Luther are un rol foarte important, dar baptiștii, evanghelicii, nu sunt protestanți. Evanghelicii sunt evanghelici. Pentru că, de exemplu, protestanții și luteranii, ei continuau să boteze pruncii mai departe. Evanghelicii nu botează pruncii pentru că consideră că este o practică contrară învățăturilor Bibliei. Biblia pune în capul unghiului. Pentru botez, condiția principală este credința personală a celui care se botează. Și atât evanghelicii se botează doar prin credință. Eu predic la Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebările dumneavoastră. De altfel, de asta și mi-a fost întrebarea mie ca și pastor, să dau un răspuns. Și înțeleg că acest tânăr vrea să afle răspunsul unui pastor evanghelic și care este perspectiva noastră asupra întrebării respective. Bun, hai să citim textul la care ați făcut referință. Iată, textul despre care a zis dumneavoastră se găsește în Evanghelia după Matei, la încheierea Evangheliei după Matei, capitolul 28, de la versetul 16 până la 20, este scris astfel. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum urmează porunca. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Deci, cum vedeți, aici spune foarte clar că trebuiau să meargă să propovăduiască. Să propovăduiască, să facă ucenici. Ucenic este unul care învață și spune să-i botezați și să-i învățați tot ce v-am poruncit eu. Accentul aici este pe tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos, pe păzirea întregii lui învățături. Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos o găsim în Noul Testament. Acolo este învățătura lui și cărțile acestea se numesc canonice pentru că înseamnă că ele sunt norma, ele stabilesc ce este adevărat, ce nu este adevărat. Orice nu se potrivește cu ceea ce este scris în cărțile Noului Testament trebuie lăsat la o parte, abandonat, nu poate fi urmat, nu este cuvântul lui Dumnezeu, este în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu și trebuie lăsat la o parte. Și iată, tocmai lucrul acesta s-a întâmplat pe parcursul secolilor. Toată lupta aceasta și apariția de noi confesiuni, nu totdeauna a fost așa, au apărut multe confesiuni din, de exemplu, acum apar, din pricina luptelor politice. Acolo unde biserica a devenit un instrument a statului, unde acolo unde politica, unde biserica, o anumită confesiune este instrumentul de expansiune politică, expansionistă a unui stat, dar acolo apar confesiuni, se separă unii de alții.
Multe motive au fost pentru care au apărut confesiuni noi, dar unul din motivele majore a fost acela pentru că oamenii și-au dat seama că confesiunea din care făceau ei parte a deviat de la învățătura Noului Testament, de la învățătura Domnului nostru Isus Hristos, credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și din pricina asta totdeauna au căutat să se întoarcă înapoi, înapoi. Și exact lucrul acesta a încercat să-l facă Luther atunci, vis-a-vis de Biserica Catolică. Dar nu s-a întors în toate. De exemplu, botezul pruncilor, el l-a lăsat, a rămas așa. Biserica a rămas să fie de stat. Alții au mers mai departe și au fost, deci anabaptiștii au mers mai departe. Ei au fost foarte tare persecutați de protestanți, tocmai pentru că ei au înțeles că nu poate fi biserica de stat. Biserica este alcătuită numai din oamenii născuți din nou și ei insistau asupra faptului acestea. Deci, confesiunea a apărut mult tocmai din motive și din motivul acesta că oamenii au vrut să se întoarcă înapoi la învățătura sănătoasă. Să știți că asta este principiul major, linia de plumb sau firul roșu este învățătura. Trebuie să păzim tot ce a poruncit Iisus Hristos, nu mai mult și nu mai puțin. Nu adăugăm nimic și nu scoatem nimic din învățătura Mântuitorului nostru. Și cei care sunt botezați, ei trebuie asta să urmeze. Învățătura asta să o urmeze. Deci, bineînțeles, cei care s-au botezat, au fost botezați de alții. Eu am fost botezat de pastorul Vasile Cociubai, la rândul meu i-am botezat pe mulți oameni. Da, așa, botezul este mai departe, dar totdeauna am pus accentul pe curăția învățăturii. Este important să fie curăția învățăturii. Și de aceea vă chem și pe dumneavoastră ca să vă verificați foarte bine credința pe care o aveți și să vedeți dacă prin credința asta, dacă ea se potrivește cu Noul Testament. Tot ce nu se potrivește cu învățătura Domnului nostru Isus Hristos, lăsați la o parte. Folosiți cugetul curat și păstrați-vă cugetul curat, nu vă înșelați. Că am văzut că mulți oameni, ei pun lucrurile care au fost învățați ei mai înainte, tradițiile de mai înainte, ei forțează cugetul lor să accepte niște minciuni, numai ca să se potrivească cu ceea ce au fost învățați altădată. Nu forța cugetul să creadă minciuni. Cugetul trebuie păstrat curat și cugetul trebuie să creadă adevărul care este în cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu, indiferent din ce confesiune faci tu parte, trebuie dat la o parte. Trebuie să urmezi ceea, tot să păzești tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos și așa să trăiești. Pentru că în cele din urmă ne înfățișăm la judecata lui Hristos sau la judecata cea mare, la scaunul mare de judecata lui Dumnezeu. Cei care nu vor fi mântuiți acolo se vor înfățișa și toți vom fi judecați după ceea ce scrie în Biblie. Deci Biblia este criteriul după care trebuie să ne zidim noi viețile, dragii mei. De aceea, studiați cu multă atenție Biblia, primiți doar ceea ce este scris în Biblie, renunțați la tot ce este contrar învățăturii Bibliei și învățați pe oameni doar ceea ce a poruncit Domnul Iisus Hristos și nu altceva, renunțați la alte practici și alte învățători. Dacă veți crede orbește pe cei care, plini de fiere amară, sunt împotriva tuturor confesiunilor și la stânga și la dreapta, împroașcă răutate în toți și numesc pe toți eretici și așa, vedeți să nu vă treziți că tocmai sunteți un eretic mai mare decât toți ereticii. Și de aceea, și mai ales că oamenii ăștia nu primesc învățătura din Scripturi. Ei primesc, acceptă și ridică în slăbi învățătură care este contrară învățăturilor Sfintei Scripturi. Oamenii aceștia, v-am zis, așa măjesc cugetul și că așa au apucat de la părinți, că așa fac toți oamenii din poporul lor, că ei se identifică cu poporul. Nu, 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 nu merge asta, nu-i principiu. Trebuie să te identifici cu adevărul lui Hristos, cu adevărul care e lăsat în Sfintele Scripturi. Că cei care fac așa, ei merg la pierzare veșnică și dacă nu se nasc din nou, nimeni din ei nu pot vedea împărăția lui Dumnezeu. Eu am citit Biblia, că eram și eu unul tot așa, dar eu am citit Biblia. Când aveam vârsta de 16-17 ani, am început să citesc Biblia și la vârsta de 20 de ani am crezut în Hristos. Totdeauna când citeam, comparam ceea ce știu eu cu ceea ce e scris în Biblie și aveam impresia că sunt două religii total diferite, ceea ce scrie în Biblie și ceea ce am știut eu, ce am apucat de la părinți, de la alții, din satul meu, din ce am văzut, sunt lucruri diferite. Și atunci am făcut uz de cugetul sănătos, m-am condus de cugetul meu sănătos și am urmat învățătura Mântuitorului. De aceea m-am pocăit, m-am născut din nou și acum urmez
învățătura lui și mă rog ca Dumnezeu să-mi păstreze cugetul sănătos. Mi-am dat toate silințele să-mi păstrez cugetul sănătos pe parcursul anilor acestora, 32 de când îl urmez pe Hristos, și așa mă rog să-l păstrez până la sfârșit ca să am parte din părăția cerurilor. Așa vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și dacă mai aveți întrebări în timpul citirii Bibliei, căutați răspunsurile pe canalul nostru. Foarte mare probabilitate, 70-80%, că întrebarea care aveți dumneavoastră deja are un răspuns. Dar dacă nu are un răspuns, vă rog să-mi scrieți întrebarea și vă voi răspunde pe parcurs la 7 zile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu sunt acum în orașul Essen, în Germania. Iată, voi predica azi aici la Biserica Baptistă din Essen. Și după masă la Biserica Baptistă din Leverkusen. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă!